Noul sezon de Liga a treia, ediția 2023-2024, va debuta cu primele meciuri vineri, iar restul ar trebui să aibă loc sâmbătă, 26 august 2023. Vor fi însă unele jocuri amânate, ținând cont de ultimele modificări făcute de Federația Română de Fotbal în campionat, ca reacție a două abandonuri cunoscute deja de cel puțin o săptămână. Cum FC Brașov, seria 5, și Crișul Chișinău Criș, seria 8, și-au anunțat retragerea din Liga a 3-a, FRF a fost nevoită să introducă în competiție noi echipe pentru a completa aceste locuri, pentru ca sezonul să nu debuteze încă din start cu două serii incomplete. Potrivit unui material publicat de site-ul de specialitate Liga2.ro, în locul FC Brașov în seria 5 va activa Viitorul Curița, echipă campioană a județului Bacău, nou promovată în această vară și care fusese pusă de FRF în seria 2. În seria 2 a fost convinsă să continue Dacia Unirea Brăila, cea mai slabă echipă în sezonul trecut, cu doar 5 puncte acumulate în tot campionatul. Brăila va prelua programul din seria 2 al echipei Viitorul Curița, iar Viitorul Curița va prelua programul din seria 5 al FC Brașov. Prin urmare, Mușcelul Câmpulung Elit va avea de jucat și cu Viitorul Curița la Filipești, comuna aflată pe drumul dintre Bacău și Roman. Potrivit aceleiași surse, pe locul vacant din seria 6 va fi adusă din Liga a 4-a ACS Oltul Curtișoara, campioana Oltului, echipă umilită la barajul de promovare de ACS Aro Mușcelul Câmpulung, 0-2 acasă și 2-4 în deplasare. FRF acceptă astfel o echipă care nu a reușit promovarea în Liga 3, iar întrebarea rămâne: de ce această echipă?